Bun găsit! O nouă ediție a emisiunii Cocktail. Ne apropiem de un weekend ploios, cel puțin așa au anunțat meteorologii, care au emis o avertizare de cod galben. Slavă Domnului că nu este portocaliu, așa cum a fost în urmă cu o săptămână și, din păcate, am avut parte de tot felul de nenorociri. Cod galben de ploi, o să plouă de mâine după amiază până luni seara. Așa spun specialiștii în meteo. A plouat cu evenimente și săptămâna aceasta la Buzău, unele chiar și astăzi s-au întâmplat în diverse domenii. Noi o să facem o selecție a evenimentelor și o să vă tratăm, repet, având în vedere că este weekend, cu subiect așa mai de sfârșit de săptămână. Chiar dacă începem cu un subiect pe plan politic, dar încercăm să-l abordăm așa mai relaxați, împreună cu domnul Vasile Minică, lider Cartel Alfa. Bine ați revenit, domnul Minică. Mulțumesc de invitație. Da. Am participat la o conferință de presă relaxantă pentru mulți dintre cei care au fost protagoniști în urmă cu 2-3 ore la sediul ALDE de la Buzău, unde a descins pentru a treia oară în ultimele 3 săptămâni doamna vicepremier Grațiela Gavrilescu, cea care a venit special la Buzău cu întârziere, de altfel de o jumătate de oră. Se înțelege, traficul este cel de aproape de weekend, și a venit special de la București, de la guvern. După o ședință de guvern, s-a întors, a venit la Buzău și după aceea s-a întors la București pentru a participa la o altă ședință la ora 17. A, uite, a început ședința acum la guvern. A venit special pentru ca să prezinte în conferința de presă ceea ce știam de mult timp, faptul că domnii Dorin Bădulescu și Adrian Mocanu sunt noi parlamentari înregimentați în ALDE Buzău. Dumneavoastră vedeți deja câteva imagini surprinse astăzi la conferința de presă. Repet, o atmosferă relaxată, pentru că la această conferință au fost prezentați și alți membri noi. Iar surpriza pe care cred că deja ați și văzut-o în imagini este prezența domnului Fănică Bârlă, fost viceprimar și primar interimar până în iulie, atunci când au avut loc alegerile, până în vară 2016, da? După ce domnul Boșcodeală n-a mai putut fi edil șef. Domnul Bârlă s-a înscris în ALDE. Din punctul meu de vedere, asta e știrea, pentru că sau informația care poate să fie comentată mai pe larg, pentru că e o surpriză. Celelalte două achiziții, vorbim despre domnul Bădulescu și domnul Mocanu, erau deja oficializate încă de zilele trecute. Bun, domnul Minică, domnul Bârlă la ALDE. După mai bine de 20 de ani de activist PSD, adică chiar a fost activist PSD. 20 de ani de activist PSD îl califică ca un politician cu experiență și cred că ALDE avea nevoie și are nevoie de politicieni, pentru că vrem, nu vrem să recunoaștem. Politica e o profesie. E o profesie și în timp te călești în lupta asta politică și încerci să ajuți cât poți. Partidele, cum e și ALDE, în creștere, au nevoie de oameni cu experiență, oameni care pot să îi ridice și în sondaje și eventual în momentul în care vor câștiga mandate, fie în plan local, fie în plan european, cât de repede sau la viitoarele alegeri generale, e nevoie de experiența unor politicieni care au experiență. Da. Și experiență politică, și experiență administrativă. Sigur. Sunt mai multe lucruri de precizat aici. Odată cu plecarea lui Fănică Bârlă, nu cred că va pleca singur din PSD. Nu neapărat că ar încerca să mai convingă și pe alții să treacă la ALDE,
dar cu siguranță în această familie a PSD are foarte mulți prieteni. Da, este adevărat că poate fi urmat, este adevărat că fiecare își face planuri la rândul lui și în plan personal cu privire la negocieri cu partidele la care se reînscriu, să zic așa, cu privire la liste electorale, la poziții în partid și așa mai departe, așa că întotdeauna primii sosiți au posibilitatea să li se și ofere anumite poziții sau garanția unor locuri eligibile pe liste. Câți vor veni și câți vor mai încăpea pe liste, asta e de discutat în timp. Da, tot la conferința de presă de astăzi a mai fost prezentat, pe lângă cei trei, și liderul sindicat, unuia dintre sindicatele de la poliție. Este vorba despre domnul Gabriel Dragomir, și de la pensie, dar rămas în fruntea acestei organizații, acestui sindicat, și care a activat an bun ca șef de post la Săhăteni și iată înregimentat la rândul în ALDE. Nu știu dacă au mai fost cazuri de genul acesta la Buzău, că au fost polițiști să se decomună. Vorbesc că avem și alți foști politici, chiar comandant de IPJ care a intrat în politică, dar nu știu pe la țară dacă am mai avut cazuri de genul acesta și chiar să își anunțe încă de pe acum candidatura la primărie, cum este cazul domnului Dragomir. Din poliție nu știu exact, dar știu din armată, știu din poliție, dar nu la nivel de primărie, ci pe plan local aici. Este clar că, la fel, experiența de sindicalist la cel mai puternic sindicat, pentru că chiar dacă sunt două sindicate la Buzău, este vorba de un sindicat al agenților, care e mai micuț, iar domnul Dragomir a avut și are în jur de peste 1000 de membri de sindicat, polițiști și persoane contractuale. Este un om echilibrat, cu experiență în administrare, cu experiență în ceea ce privește relațiile interumane. Cred că va face o figură frumoasă și va face, să zic eu așa, bine acestui partid. Pentru că dacă se angajează la ceva și luptă și sigur și demonstrează că poate. Da, am selectat câteva din declarațiile celor care au fost prezenți la prezidiu astăzi, la conferința de presă de la sediul ALDE Buzău. Și o să o difuzăm nu în integralitate, evident, dacă am făcut o selecție, urmărim așa câteva inserții din partea celor prezenți acolo, fiecare în stilul lui. O să le recunoașteți pe toate până la urmă, toate aceste declarații, fiind oameni diferiți și cu diverse sau cu diferite experiențe politice sau administrative, s-au exprimat așa cum îi știm. Haideți să urmărim colașul care începe cu chiar cu momentul în care doamna vicepremier Grațiela Gavrilescu l-a prezentat pe domnul Fănică Bârlă. Domnul Bârlă, și eu îi mulțumesc că s-a alăturat partidului ALDE, îi cunosc foarte bine profesionalismul, îmi aduc foarte bine aminte de perioada prin care dumnealui a gestionat tot ce a însemnat primăria municipiului Buzău. Îi urez bine a venit în ALDE și sper că toată experiența dumnealui profesională în administrația publică locală să ne împărtășească nouă colegilor de la ALDE de aici, de la Buzău, astfel încât rezultatele ALDE la alegerile locale din 2020 să fie cele la care noi țintim. În ultimii 2 ani de zile am avut prilejul sau am avut ocazia, nefericită ocazie, să-mi dau seama că înalții mei lideri m-au considerat ieșit la pensie prematur. Din politică am să ies la pensie de bun simț și din respect atunci când eu consider, nu înainte de termen. Nu am nimic să reproșez altceva partidului din care am plecat astăzi. Îmi rămân în continuare foarte mulți prieteni. Am foarte mare respect pentru marea majoritate a colegilor pe care i-am avut până astăzi. Dar acest partid
mai mic decât PSD-ul, mi-a oferit șansa, posibilitatea să mai pot să dau din ceea ce am acumulat celor care vin după noi, pentru că noi suntem vremelnici politic aici. Am dat în acest partid pentru că consider că este face cea mai importantă politică din România, are un lider extraordinar. În minte că am fost la negocieri în 2008, dar bine în minte era domnul David Mizmei Stele, ne-am câștigat mai multe drepturi. Ținta mea este să fac organizație puternică la Săhăteni ca să sprijin partidul. Ținta principală și personală este câștigarea primăriei Săhăteni. Unul, pentru că personal nici eu, nici Adrian Mocanu, nu am reușit să fim percepuți la justa valoare în partidul din care am demisionat săptămâna trecută. Și doi la mână, singura discuție pertinentă și aplicată am avut-o cu ALDE. Așa cum știți, eu nu am demisionat din PMP. Am fost exclus acum 3 săptămâni din PMP. Săptămâna trecută sau săptămâna aceasta am mai fost exclus încă o dată. Iar de teama de a nu fi exclus a treia oară, m-am gândit că bine ar fi să trec la ALDE, un partid în care eu chiar cred. Vreau să vă spun în primul rând că eu cred în liderul ALDE, în domnul Călin Popescu Tăricianu. Care Călin Popescu Tăricianu va fi candidatul pentru președinția României, candidat din partea ALDE și la sumă de mai mult timp ALDE. Și chiar doamna Gavrilescu insistă la fiecare conferință de presă să precizeze acest lucru. E clar că ei se cam pregătesc de alegeri. Adică, bine, PSD e un partid mare, nu are nevoie să se pregătească din timp și să înceapă cu declarații de genul acesta. Dar ALDE stă un pic în expectativă așa, câteodată mai ridică căpșorul, mai spune o de asta, mai face achiziții, se pregătește cu adevărat de alegeri. Fie că vorbim de cele prezidențiale, fie că vorbim de cele europarlamentare, de cele locale, de ce nu. Vorbeam de profesionalism în domeniul politic. Asta e o profesie și faptul că repeți continuu anumite obiective ale partidului nu face altceva decât obișnuiești și electoratul, obișnuiești și pe ceilalți contracandidați și tot spectrul politic cu gândul că de fapt ai un candidat bun și că urmărești să câștigi acele alegeri. Bun, revenind la Fănică Bârlă și faptul că a intrat în echipa ALDE, știm foarte bine că la primăria municipiului Buzău, unul dintre secunzi este Andrei Neder, care este președinte al organizației municipale ALDE. De asemenea, face parte din mini-parlamentul local și alături de un alt consilier. Oare va fi o misiune un pic dificilă pentru grupul ALDE? În vedere că, iată, în spate va afla și Fănică Bârlă, care știm foarte bine că are un conflict continuu cu primarul Constantin Toma. Multe dintre divergențe au fost exprimate și public între cei doi. Da, acum depinde strategia ALDE Buzău, în sensul în care candidaturile către mini-parlamentul local și către parlamentul național are loc în interiorul partidului, că probabil unii vor rămâne candidați pentru locale, alții pentru parlamentare. Da, l-am întrebat și eu, domnul Bârlă, dacă, deși este prematură o discuție, dacă l-ar interesa așa, la un moment dat, să candideze pentru fotolul de primar. Dânsul a zis că exclude pentru moment această variantă. Acum vine următoarea întrebare. Așa, una naivă. O să-l vedem și pe Constantin Boșcodeală la ALDE? Păi e posibil să-l vedem. Nu știu dacă, cum să spun, și-a rezolvat toate problemele cu justiția. Probabil că la un moment dat când va putea să apară, va veni și va veni, cum să spun, cu un grup mare de susținători, pentru că Constantin Boșcodeală încă, după părerea mea, deține o notorietate destul de mare în Buzău și
Dacă va veni la ALDE, ALDE se va bate serios cu PSD-ul la Buzău. Bine, nu, în momentul de față, fiind chiar în, sub incidența acelei condamnări pe care acum o ispășește cu suspendare, nu va putea candida da. Pentru fotolul de primar. Dar există și instituția amnistiei. Ne aducem aminte de celălalt dosar unde are o achitare la prima instanță. Poate avea un culoar fostul primar al orașului pentru a reveni în politică. Nu știu dacă acum e momentul sau când o să fie mai întărit al de la Buzău, pentru că văd că sunt foarte serioși în ceea ce spun și deocamdată arată așa o campanie de împrospătare, de, chiar dacă vorbim în continuare despre faptul că acaparează oameni de la alte partide. În continuare putem să spunem, domne, e vorba de traseism și așa mai departe, dincolo de motivele mai mult sau mai puțin credibile din partea celor care trec de la un partid la altul. Dar așa pare deocamdată ALDE. Da, așa pare deocamdată și are o strategie, după părerea mea, bună, pentru că e foarte greu să în interiorul unui partid mic să formezi viitorii politicieni mari ai partidului. Și atunci începi și aduci în partid oameni care vin, așa cum spuneam, cu grupul lor țintă, cu electoratul lor, cu tot ce înseamnă infrastructură, pentru că un partid nu e ușor de condus, trebuie să ai lideri în toate comunele, în toate cartierele și așa mai departe. Ori cei care au fost prin administrație au deja punctele astea, au oamenii lor, au deja o infrastructură proprie care o pune la dispoziție partidului. Bun, nu, în ultimul rând, PSD are probleme la București, nu neapărat vizibile în interiorul partidului, dar există frământări, există o presiune din partea unei părți din opinia publică, iar ALDE își vede de treabă la Buzău, de exemplu, încearcă să aibă într-un timp foarte scurt un capital de imagine, să câștige un capital de imagine prin noile achiziții, contestate sau nu, sunt acestea. Da? Asta este și intenția declarată de doamna Gavrilescu. Primim pe oricine, vrem să întărim partidul, ne pregătim de alegeri. Între timp PSD Buzău nu apare. Nu este pe plan mediatic, nu este promovat PSD Buzău, probabil fiind și vacanță. Dar între timp, și aici vreau, domnul Minică, cu siguranță va exista și o politică sau și o încercare a ALDE cu ajutorul doamnei vicepremier, că până la urmă are și o funcție la nivel de guvern, pe lângă cea politică, are o influență și lucrul acesta se va vedea în următoarea perioadă, când eu sunt sigur că anumiți directori de deconcentrate vor fi schimbați. Sau mai bine zis, ALDE va reuși prin negocieri să-și impună anumiți șefi de instituții. Da, și din câte știu, există și o așa zisă revoluție în domeniul ăsta, adică unificări de structuri, descentralizări și tot felul de lucruri de reformă în domeniul administrativ al deconcentratelor, tocmai, zic eu, pentru a putea să creeze culoar și altor persoane, altor politicieni, altor oameni care sprijină sau nu anumite grupări politice. Și uite așa, la Buzău avem un singur parlamentar de opoziție, în momentul de față. Da. Cel puțin prin prisma partidului pe care reprezintă, deputatul Cristian Romanescu de la PNL. PNL. PNL care nu-l văd bine. La Buzău, în modul în care se întărește ALDE, PNL, în primul rând PNL-ul pierde și o parte din PSD. Dar PSD-ul caută, apropo de ce spuneați mai departe, după părerea mea, nu iese public, să-și conserve cumva electoratul. Din punctul meu de vedere, PNL-ul este principalul partid care pierde la Buzău în momentul de față. Da, a existat o gură de oxigen prin alegerea lui Constantin Ionescu, au fost aceste alegeri, a venit Ludovic Orban,
poate o mișcare bună pentru electoratul fidel al PNL. Nu știu cât a atras fidel PNL, ca imagine. Fidel centru-dreapta, fidel aici de discutat, pentru că pe aceste poziții vine ALDE și cu PNL-ul, practic se adresează cam acelui așa electorat. Da. A venit cu ceva mesaje Orban, care oricum sunt undeva duse pe planul 2 și acum trecem de la ALDE la PNL. Pentru că n-am apucat să vorbim despre mai mult despre ceea ce a precizat Orban la Buzău chiar vinerea trecută, când a venit să asiste la alegerile interne pentru șefia organizației municipale. A avut mai multe propuneri foarte interesante. De obicei se adresează mediului de afaceri PNL în general, da? Pe zona asta economică, fiind de dreapta, da? Și cu niște stimulente foarte interesante. Noi am dezbătut și aceste propuneri legislative care evident că nu vor avea succes, pentru că niciodată PSD aflat la guvernare nu va accepta vreo propunere legislativă din partea celor de la opoziție, mai ales că e vorba și de PNL. Cu niște facilități fiscale pentru toate firmele care ar da bonusuri pentru angajați din 2% din impozitul pe venit, da? Să fie scutiți și acest 2% să fie procentul respectiv să fie redirecționat pentru a nu știu, a premia angajați. Aici e o discuție întreagă cu 2% ăsta, că din punctul meu de vedere în ultima perioadă practic nu-și mai atinge scopul pentru care el a fost creat legislativ, adică acest 2% ar trebui să ajungă la ONG-urile care se ocupă de probleme sociale grave, să ajungă în sănătate, să ajungă acolo unde într-adevăr ONG-urile respective se ocupă, nu să dea prime salariaților și așa mai departe. Aici, iar în ceea ce privește inițiativa liberală, eu zic că dă idei altora, pentru că noi știm că PSD-ul a legiferat mai mult, cum să spun, semnalizând stânga și acționând dreapta. S-au mai trezit liberale în upside la anumite inițiative din acestea care au fost pur liberale, dar promovate de PSD. Bine, acum au o scuză cei de la PSD că sunt cei de la ALDE lângă. Și aia sunt de centru-dreapta, da. Ca doctrină declarată. Eu știu că au fost niște măsuri și niște inițiative legislative destul de stânga, să spun așa, ale PNL-ului și care, din punctul meu de vedere, îi descalifică ca doctrină. Adică, într-adevăr, ceea ce spune domnul Orban este corect, că dânsii trebuie să se adreseze mediului de afaceri, profesiunilor liberale și așa mai departe, dar trebuie să acționeze până la urma urmei atunci când au sorți de izbândă, nu să dea idei altora. Bun, pe final de prima parte, domnul Minică, aș dori să abordăm și chestiunea asta legată de codul penal. E o chestiune care se discută în continuare la nivel național. Sunt mai multe dezinformări decât informări corecte, pertinente, pentru că există interese și de o parte și de cealaltă a baricadei. Eu aș dori să mă opresc doar la un punct de vedere pe care l-a exprimat DNA și nu l-a exprimat la o șuietă doamna Chioveși. L-a exprimat printr-un punct de vedere. Un punct de vedere legat de una dintre modificările aduse codului penal și care privește acea celebră infracțiune de abuz în serviciu. Bun. Haideți să vedem ce se zice în comunicatul DNA cu abuzul în serviciu. Potrivit noului cod penal, fapta funcționarului public aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu reglementate expres prin lege, ordonanțe de guvern, așa, ne ducem așa mai departe, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin, până la gradul 2, inclusiv un folos material necuvenit și prin această cauzează o pagubă certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepsește cu închisare de la 2 la 5 ani sau amendă. Ne oprim aici. Ceea ce invocă DNA legat de acest articol, care a și fost aprobat,
este faptul că orice cetățean simplu, prieten, amic, amant, care ar putea găsi sau ar găsi o cale cu un funcționar public să săvârșească un abuz în serviciu, acea faptă nu va fi incriminată. Pentru că se limitează la pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul 2 inclusiv. Domnul, adică prietenii de partid, prietenii înțeles. De șef de instituție, prietenii de... Și repet, merge mai departe. Deci să nu fie rude. Am înțeles. Domnul Mihai... Ceilalți ar putea să facă lucrul acesta, nu? Nu, domnule. Într-o țară normală, cu o justiție bazată pe probe, nimeni nu poate să facă abuz și să aibă avantaje și foloase. Pentru că discutăm de altceva. Da. Fie el afin, fie el terță persoană, da. În momentul în care faci un rechizitoriu, trebuie să-l faci pe probe, domnul Mihai. Bun, am înțeles de probe. Cine va putea să demonstreze că nu știu ce persoană și nu știu ce grad de rudenie va avea cu un funcționar public, dar a săvârșit o faptă pentru a avea un avantaj material pentru sine sau pentru altul, pe bază de probe, va fi infractor. Ai probe, dar nu e afin. Ce să vezi, nu e rudă cu respectiv. Păi, tot infractorii. Păi dacă ai probe... Dacă nu e prevăzut în lege aici... Nu. Odată ce ai probe... Deci, încă o dată. Asta discută, aici se discută în sensul... Domnul, aici este un segment din lege care nu exclude judecarea și... Nu judecarea, rechizitoriu și incriminarea unor fapte dovedite. Asta spun cei de la DNA. Nu spun ce spun eu? Nu, acele persoane care nu sunt rude... Nu e adevărat. Ar putea să scape... Nu poate să scape dacă are probe că au făcut o înțelegere și că au avut folos. Eu cred că e o mare neînțelegere și nu știu cine aruncă aceste fumigene. Pentru că, în general, justiția se bazează, orice dosar și judecata, pe probe. Ai probe că, nu știu, a cunoscut întâmplător în tren spre București pe unul și s-au înțeles ei la o afacere care să aducă prejudicii statului, să aducă avantaje materiale unor cetățeni rude sau nu cu persoana, cu funcționarul public respectiv, ai probe că lucrurile așa au stat, sigur sunt infractori. Eu cred că, pe cuvânt, nu mai înțeleg. Nu putem merge nici pe partea cealaltă care a fost, apropo de suspiciune rezonabilă, pentru că nu era corect nici cu suspiciunea rezonabilă. Important este ca justiția să se facă pe probe. Ori în momentul în care ai probe că cineva a fraudat prin înțelegere, prin foloase, prin tot felul de lucruri ilegale, sigur că acele persoane sunt infractori și poți să dovedești în instanța de judecată că așa stau lucrurile. Probele. Eu asta spun încă o dată. A mai fost cineva acum 30 de ani care zicea proba și dovada. Așa ar trebui să stea lucrurile. Bun, zice TNA-ul, astfel, indiferent de gravitatea încălcării legii sau de cuantumul prejudiciului, faptele funcționarilor publici nu vor mai atrage răspunderea penală, în cazul în care înțelegerea asta este făcută între persoana asta, funcționarul public, și cineva care nu e rudă. Și nu trebuie să acționăm să vedem dacă așa stau lucrurile? Spre exemplu, fapta funcționarului public care atribuie în mod nelegal unui prieten sau unui coleg de partid un contract de achiziție publică supraevaluat. Păi, dar prima frază, în primele cuvinte ați spus... Zice el în mod... Zice de în mod ilegal. Mod ilegal. Păi nu-i suficient. Păi e suficient. Deci ai probe că e în mod dar ilegal. Dar mai departe, imediat. Imediat. Ce, da. Stați așa să vedem ce zici. Nu va mai fi incriminată, chiar dacă funcționarul acționează cu intenția de a încălca legea și chiar dacă aceste fapte pot produce consecințe de zeci sau sute de milioane de euro, așa cum există numeroase exemple în practica judiciară. O modificare de asemenea importanță nu poate să ajungă în instanță decât cu achitare. Nu. E o interpretare din punctul meu de vedere. Asta anticipează, Anticipează și să forțează puțin lucrurile, pentru că în momentul în care spui că fapta este ilegală, sau acțiunea, sau ceea ce s-a întâmplat ilegal, trebuie să vezi unde faci încadrarea. Ce mai contează ce grad de rudenie și de afinitate de achitare? Are? Pe am auzit că n-ai probe corect.
E corect, nu, pentru că fiecare dintre noi trebuie să ne apărăm ca cetățeni, fie funcționari publici sau persoane libere și întreprinzători și așa mai departe, pentru că noi avem o problemă la nivel național. În momentul de față și funcționarii pe de o parte și oamenii de afaceri au o teamă continuă să nu se interpreteze când a licitat, cum a licitat, cum i s-a dat, cum i s-a atribuit și așa mai departe. Deci, până la urmă, e o frână în dezvoltarea societății. Nu putem să fim toți care facem afaceri și toți care suntem funcționari publici să fim infractori, decât dacă faptele alea sunt dovedite și sunt contrare legii. Știți că e... luăm o pauză de publicitate. O să ne continuăm discuția inclusiv cu ideea asta de suspendare a președintelui lansată din ce în ce mai mult în spațiul public oficial de către liderii PSD. Dar o să abordăm și alte subiecte din plan local, după o scurtă pauză de publicitate.